O veste bună pentru comunitatea din orașul Victoria, de data aceasta privind educația și șansele elevilor la un viitor mai bun. Începând cu data de 22 martie, 15 elevi liceului teoretic Ion Codru Drăgușanu au intrat într-un program intensiv de pregătire pentru examenul de evaluare națională. Programul va fi sponsorizat de un cetățean englez, un om cu inimă bună care a văzut potențialul copiilor, dar și nevoia lor de a primi ajutor. Englezul a fost impresionat de echipa de la primăria Victoria și de faptul că reușește să facă atâtea lucruri bune pentru comunitate în ciuda bugetului extrem de mic al orașului. Și așa s-a decis să ajute copiii din Victoria. Bărbatul va susține financiar pregătirea zilnică a elevilor după școală la matematică și română, precum și o masă caldă în fiecare zi înainte de începerea pregătirii. Cei 15 elevi selectați pe baza unor criterii stricte au astfel toate șansele să-și continue studiile și să devină liceni în ciuda a tuturor dificultăților cu care se confruntă. Consider că educația este cel mai important factor în dezvoltarea unui copil pentru a putea să se descurce ulterior în viață. De aceea încerc să-i ajut pe copii momentele cheie ale evoluției lor, așa cum este pregătirea pentru examenul de evaluare națională. Dacă programul se va dovedi un succes și are toate șansele de a deveni un model de bune practici pentru întreg județul, pentru că am văzut determinarea echipei din primărie, a directorilor școlilor și a elevilor selectați, vom continua proiectul și chiar mă gândesc să măresc numărul de elevi care intră în proiect, a declarat englezul.